Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Trece cu vederea orice, dar nu așa ceva. Ai fi putut ierta pe oricine, dar la el sau la ea chiar nu te așteptai. Ai avut vreodată astfel de gânduri? Ei bine, află că nu ești singurul. Data viitoare, când vrei să te răzbuni pentru nedreptățile suferite, amintește-ți că nu îți poți găsi liniștea decât făcând pace cu trecutul. Sunt Carina Mândroc și alături de Costel Pârnău am pregătit pentru tine o nouă ediție a emisiunii Ce este omul? Te provoc să rămâi alături de noi într-o discuție despre subiectul delicat al iertării. Costel, bine ai venit! Bun regăsit, Carina! Nu numai ție, ci tuturor telespectatorilor tăi dragi și minunați! Vreau să te întreb, există lucruri de neiertat? Unii spun că da, alții spun că nu. Depinde de setul de valori, de referințe prin care ne-au fost inoculate. Depinde de gradul de religiozitate, depinde de latura spirituală, cât de mult este dezvoltată. Unii iartă totul și nu pretind nimic. Alții iartă părticiere, alții nu pot ierta deloc, alții vin și spun, te iert, dar nu te uit. Adică o iertare fără uitare nu face nici două parale. Adică oricând te poți întoarce înapoi la să iei de la capăt, da? Sau se poate activa acea stare fictivă de neiertare. Depinde. Uneori nu dorim să uităm acel lucru, dar alteori chiar ne dorim să ne răzbunăm. De ce n-ar fi bună răzbunarea? Răzbunarea nu este recomandată. Nu aș judeca-o în registrul divin, spiritual, moral. Adică în clipa aceea te murdărești și tu. Da? Dacă cineva aruncă cu o piatră, mă aplec și eu. Mă murdăresc de noroi pe mână, luăm piatra, pierd și timp acolo stând, da? Dar un om înțelept, un om cu maturitate emoțională bine deconturată, un om cu o latură spirituală bine formată, da? Înțelege și are capacitatea să treacă peste ceea ce a produs neplăcere, iertând. Când prima oară a ierta înseamnă a te elibera pe tine însuți și apoi pe celălalt sau pe ceilalți. Tu ești propriul tău prizonier prin care îți poți găsi liniștea, da? Și echilibrul interior. Spune în Întâia Împărați așa, cetatea Erihonului, o mare, o vestită cetate a Erihonului, era închisă. Nimeni nu mai intra și nimeni nu mai ieșea din cetate. Dacă ar fi să facem așa, vorbind metaforic, o asociere, dacă ne închidem cetatea sufletului, a minții noastre, da, neiertând, nici tu nu mai ieși de acolo, dar nici celălalt nu mai poate intra să te elibereze. Crezând că așa ne protejăm, punând cărămidă cu cărămidă, înălțând acel zid al Erihonului, închidem și porțile de aramă, punem și trei zăvoare și suntem în siguranță. Nu, ești singur, ești speriat, ești izolat. Iertarea te frământă. Compuși neurochimici îți fug prin cap. De cine a făcut? Dacă nu era. Oare am o parte de vină. Da? Dar prin efort, până la urmă depunem un efort, depinde cât de mare a fost supărarea sau evenimentul unui cazul, da? Suntem noi cei care ieșim spre libertate. Cum rămâne cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Asta este de factură terestră, umană. Dar nu este ceva din domeniul extraterestru, dincolo de noi. Au fost multe cazuri în istorie de iertare, prin care s-au conciliat națiuni, clanuri, grupuri, pentru că cineva a fost mai matur, mai înțelept și a renunțat. Ori a făcut o concesie, ori a făcut un compromis. Da? În numele umanității, în numele divinității. Dar când suntem mânați de orgolii, de ambiții imature, da, de niște sensibilități netratate din copilărie, putem ajunge regi sau împărați, o conducător de oști, ori de țară. Dacă avem o copilărie nevindecată și plină de traumatologică, da, schilodim o națiune. Nu este o problemă. Pe lângă
Regăsirea liniștii, ce alte beneficii ne mai oferă iertarea? De ce ar trebui să iertăm? În primul rând, sănătate mentală și apoi fizică. Când te afli într-o stare de neiertare, da? Și organismul este închis, da? Și partea mentală de asemenea este blocată. Și mai e parte de acea relaxare, de acel echilibru interior. Mie mi-a fost greu 20 de ani aproape să-mi iert părinții care m-au abandonat la casă de copii, să iert pe cei din familia extinsă care n-au intervenit să nu mă abandonez. Mă refer aici la bunici, la unchi, la mătuși, da? Apoi să-mi iert călăi de la casa de copii care nu numai pe mine, și pe ceilalți ne abuzau într-un mod grosolan. Apoi să-l iert pe acel conducător de tramvai care a fost neatent și a trecut tramvaiul peste mine. După 20 de ani, aproape 20 de ani de neiertare și de neiubire, de neacceptare, crezând că eu nu am ce să iert, nu am pe cine să iert, ei trebuie să plătească, da? Mi-a trebuit 20 de ani aproape să înțeleg și să simt gustul libertății, ale eliberării drumului spre succes, ca să fiu astăzi ceea ce sunt. Să înțeleg că în jurul vârstei de 20 de ani ai avut parte de o nouă conectare cu tine, cu divinitatea. Foarte bine divinitatea. Înțeles, da, 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 da. Și înțeleg că iertarea este un pas foarte important în a ne dezvolta spiritual. Este calea care te deschide spre ceea ce îți dorești să ajungi, spre împăcare. Îmi vine în minte un caz celebru și folosit așa ca un leitmotiv. Deseori se invocă, mai ales pe la amvoanele bisericilor. Este vorba despre Iacov și fratele său Esau. Despre ce este vorba aici? Pe scurt pot povesti. Da. În vremea vechiului Israel, cel care se năștea primul era șeful, rămânea șeful de clan. Primul băiat, da, primul venit, primul servit, era o lege a lor, o cutumă socială, primești jumătate din avuție, din ce era pe lângă cort și dreptul de a conduce clanul, tribul. Așa, iar ceilalți vor fi supuși. Numai că era un tip mai sălbatic, cu părul așa până la umeri, mai boiem, el nu stătea pe lângă casă. Iacov era așa pe lângă fustița mamei, mămos, dădea niște semne că ar fi empatic, dar el își urmărea interesul, așa un foarte abil politician. Și pe când a venit vremea ca tatăl său să dea binecuvântarea, da, orală, și prin punerea mâinilor peste cel care avea dreptul acesta și invocarea prezenței divine, mama lor află lucrul acesta și a spus: ok, tu ești primul născut, Esau, dar n-ai drept, ești sălbatic, tu nu ne conduci spre bine, da? Esau s-a dus la vânătoare să prindă un vânat, să-i facă o mâncare tatălui său, ca să primească binecuvântarea, iar scumpa lui mămică, mama, cel învață pe propriul său copil să minte, să fură, să înșele și să ne cistească părinții. Avem deja 4 porunci încărcate. Ce cât timp fratele tău este la vânătoare, deși se cuvine dreptul de întâi născut, noi schimbăm paradigma astăzi. Du-te tu repede și prinde un iet din ogradă, adu-l că ți-l pregătesc. Da, mamă, dar știi că tata o să pună mâna pe mine și o să vadă că eu nu am păr ca fratele meu. Nu, dar eu rezolvăm. Cum? Păi punem blănița de iet pe mâini și pregătește mama mâncarea, se duce Iacov la tatăl său și tatăl său mănâncă, are niște întrebări, păi după glas ai fi, păi după alpii, păi ok, îi dă binecuvântarea. Se întoarce Esau de la câmp și binecuvântarea a fost furată. Furios, supărat, tată zice, dar nu mi-a mai rămas, n-a mai rămas pentru mine nimic. Zice, nu. Și se înfurie și spune, îl omor pe asta, pe fratele lui. Se produce discordia. Mama lor știind ce copii are, spune, fă-ți bagajul și du-te departe într-o țară străină. Și Iacov se duce într-o țară străină. 20 de ani stă acolo și iată cum Dumnezeu îl binecuvintează. Iacov nu se pocăiește, nu are niciun gând de regret. Ba din potriva, are 2 soții, 4 copii, turmele de oi, de capre, ce mai are el acolo, se înmulțesc, devine un om bogat, un antreprenor de succes, dacă ar fi să mă raportez la zilele noastre. Dar la un moment dat, la pucătorul de casă, se întoarce. Și aici am vrut să ajung, în drum spre casă, ce se întâmplă?
află că fratele său, Esau, vine în întâmpinarea lui cu 400 de călăreți. Când a auzit Iacob, zic că asta a venit să-mi ia viața. Nu mai am nicio șansă, sunt terminat. Da, să turde pământul de 400 de sălbate și Esau în frunte, da, să-l pedepsească. Pentru că, repet, Iacob a plecat, a fugit de fapt și a lăsat în urmă un al doilea război mondial. Iar în drum spre casa tatălui său are loc iertarea și împăcarea. Iacov se împacă cu Esau. Esau îi iese înaintea fratelui său Esau. Se îmbrătișează, varsă lacrimi și se iartă unul pe celălalt. Dacă nu ar fi fost acest sentiment copleșitor care transcende ființa umană de iertare și ar fi tăiat capetele acolo unei altor, s-ar fi luptat. Iată ce efectele, beneficiile împăcării prin prisma iertării. Spune, zice, iertați-vă unul pe altul, după cum v-a iertat și Hristos, spune Pavel. Dacă tu pe tine întâi ca om nu te ierți, nu-ți permiți, da? Cum poți să-l ierți pe celălalt și cum poți să pretinzi dreptul la iertare atunci când și noi facem trăznăi? Da? Și cel care pretinde că este perfect și nu poate ierta și tu faci la rândul tău. Atunci de ce mai aștepți reciprocitate și complementaritate să fii iertat? Nu ierți, nu ți se iartă. Ierți, te iartă și cer. Există situații în care avem nevoie să ne iertăm pe noi, dar de fapt nu știm că avem o astfel de problemă? În primul rând trebuie să știm. Să ne iertăm și cum să o facem. Să fim conștienți că avem nevoie de a ne ierta. Dacă nu știm, nu putem trata. Ceea ce nu știm, spunea cineva, nu ne afectează. Da? Sau nu putem vindeca. Când știm, da? Conștientizăm, atunci știm ceea ce avem de făcut. În afară de familie, să spunem, cum a fost și în exemplul pe care ni l-ai dat, pe cine ar mai trebui să iertăm și pe cine este mai dificil să iertăm? Membrii familiei sau cunoscuții, poate chiar necunoscuții? Cred că cel mai dificil ne este să iertăm pe cei din exteriorul familiei noastre, care nu fac parte din proximitatea familiei noastre. Pentru că Hristos spune, dacă iertați numai pe cei care vă iartă, și aici aș extrapola, aș extinde puțin, dacă iertați numai pe cei din familiile voastre, mama, tata, frați, verișori, bunici, pentru că de acolo e și un grad de subiectivism mai aparte și ne vine mai ușor ca să iertăm, să ne deschidem brațele și buzele și să spunem de pe vârful buzelor, te rog frumos, dar fără nicio emoție, de cel mai mult, iartă-mă, doar că mă împinge cina sau doar trebuie să merg să mă împărtășesc, păi nu iertare, nu te supăra, n-am făcut nimic, este doar ceva care presează, dar n-a iertat din tot sufletul. Iar ceea ce iertăm mai greu sau deloc este dincolo de area noastră de simpatie. Și acolo se vede gradul nostru de maturitate, de înțelepciune, de intelectualitate, de spiritualitate, toate împreună ne dă această putere ca să... Și în primul rând, repet, nouă ne facem bine. Noi suntem beneficiari, în primul rând. Cu toate acestea, aș vrea cumva să te contrazic. Cred că uneori este mai dificil să... Te rog, este dreptul tău, da, pe care îl respect. Da, să-i iertăm pe cei din exterior. Cumva ne dorim să ne apărăm și imaginea, dorim să părem generoși, este o generozitate, nu-i așa, de a oferi cuiva iertare, mai ales dacă acela știe, dar în familie uneori spunem, iar ea 10-a oară când îi spun că se întâmplă acest lucru. Nu pot să mai trec peste lucrul ăsta. Și iată că treci. De ce? Pentru că e acel subiectivism acolo, da? Mai pronunțat. Și bine, numai de data asta. Da, cu toate acestea sunt anumite situații în care cupluri ajung să se despartă din diverse lucruri, mărunțișuri peste care nu mai pot trece. Există o iertare specială care poate fi actualizată în familie? Da, și nu numai. Sigur, putem ierta până la un punct. Dacă vedem că celui căruia i-am acordat iertarea noastră, din sensibilitatea noastră, da, el nu-și revine,
nu răspunde printr-o schimbare de atitudine, la un moment dat este dreptul nostru de a nu mai ierta, de a închide ușa și a ne vedea de treabă. Dacă ar fi cineva care ar spune, da, da, Biblia zice, da, dar tot aceeași Biblie vine și spune, ok, dacă vrei să intri într-o cetate și nu te primește, scutură-ți picioarele de praf și du-te mai departe. Și în alt loc în Biblie spune, nu te ruga pentru poporul acesta că nu te voi asculta. Este dreptul nostru să ne protejăm de persoane toxice, care efectiv ne calcă în picioare sensibilitatea noastră și tot ceea ce este frumos în noi, tot iertând. Și la un moment dat devine o banalitate, nici nu mai simte. Pentru că individul primitiv cu sufletul schilotit, la rândul lui schilotește și pe celălalt. El știe, dar nu mai simte. Și dacă nu mai simte iertarea, să mă epuizez și eu, nu. Repet, este un drept al nostru. Dacă nu-l ai, ia-ți-l, asumă-ți-l, indiferent din ce denominațiune faci parte și spui până aici. Pentru că mă depreciez și eu ca om. Iertarea, care este scopul iertării? În îndreptarea celuilalt, da, celui care greșește, în a arăta că totuși îți pasă și nu renunți atât de ușor și că încă vezi ceva în el. Da, dar dacă el continuă, repet, la nesfârșit, lasă că m-a iertat. Păi, tu ești deja obraznic, ești tupeist, da, în termen popular spus. Și ai nevoie poate de, nu știu, poate de terapie. Da. Și cu toate acestea să încercăm, pentru că mi se spune de 70 de ori câte 7. Da. Înseamnă iertarea să ne reprimăm sentimentele de durere și de trădare și să devenim chiar prieteni cu inamicul? Sau să considerăm că ceea ce ni s-a întâmplat este normal? Altfel spus, ce este și ce nu este iertarea? Nu este drept să ne reprimăm sentimentele. Trebuie să exprimate, spuse. Dar uite, spun ceea ce simt, îți spun cum ai făcut să mă simt, indiferent cine ne-a produs acea stare. Da? Asta nu înseamnă că spun, aștept iertarea ta sau spun iartă-mă, fără să spun ceea ce am simțit. Adică, cu alte cuvinte, nu, citându-te, să ne reprimăm sentimentele. Nu. Iar în rest... Deci trebuie să le discutăm. Când avem o supărare, practic, față de cineva, trebuie să... Adică să recunoaștem și noi că suntem supărați și să-i spunem și acelei persoane. Deci nu ascunzând, ținând în noi supărarea, nu înseamnă că iertăm. Să înțeleg. Atât timp cât ascundem în noi supărarea și credem că o putem gestiona, poate că și de aceea o păstrăm, într-o ascunzătoare, dar bună, la un moment dat nu mai putem gestiona și aceste lucruri se văd prin atitudine, prin comportamentul nostru, prin expresiile noastre, niște măsuri brutale, măsuri punitive. Da? Dar în clipa când alegem să iertăm, considerând că mai merită o șansă, sunt șanse ca lucrurile să se schimbe. Dacă nu, repet, îți rezervi dreptul de a pune limite, bariere. Iar iertare nu este, repet, atunci când tot oferim din acea sensibilitate a noastră prin actul iertării cuiva care nu știe, nu-l simte. Atunci cum ne simțim noi? În stima noastră de sine, în respectul nostru de sine. Specialiștii au identificat 3 tipuri de iertare. Prima presupune restaurarea relației la starea inițială. Da. A doua, să rămâi totuși în relații funcționale, cumva cel a ierta, dar a nu uita, de care ai spus mai devreme. Iar a treia, a nu mai continua cu acea relație. Când aplicăm fiecare tip de iertare? În ce context? Când le-am abordat așa tangențial pe fiecare, când? Când știi, când simți, când crezi. Tu cunoști cel mai bine persoana din care ți-a produs acea stare și știi bine dacă se merită sau nu se merită și când și până când. Sau dacă mai ai vreun interes acolo, emoțional, afectiv, material, financiar,
poate o avansare, o promovare în funcție. Și aici este, dacă ar fi, am trecut multe lucruri prin minte, iert, dar de fapt nu iert din tot sufletul, dar am un interes. Este un interes și prin iertare îl obțin. Da? Mă prefac cu alte cuvinte. Da? Dar omul spiritual, da, un om transformat prin puterea, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu face asemenea lucruri. Dar ca să răspund la întrebare, fiecare știe când, cum, până când și de ce. Înțeleg. Mă gândesc că pentru a treia situație în care iertăm, dar nu continuăm sau nu avem mai departe vreun raport cu acea persoană, poate fi cazul unui abuzator, de exemplu, vorbim de traume. Deci, este cazul să iertăm abuzatorii? O spun deschis. Nici Dumnezeu nu are ce să ne facă aici. Cel care a trecut printr-un abuz intim, printr-un fior, nu este obligat. Dacă nu poate și nu are anvergura sensibilității, a personalității, da? Și acele elemente interioare ca să ierte. Pentru că cel care stă pe margine și vine cu Biblia și cu textul, da, trebuie de 70 de ori câte 7, ai fost abuzat. Știi ce înseamnă să fii abuzat, să fii violat? Știi ce treci la nivel interior, cum te depersonalizează? Cum te disociezi mintea de trup când nu mai existi, da? Nu știi. N-ai și Doamne ferește să treci pe acolo. De pe margine este ușor. Doar cel care a trecut pe aici poate și dacă vrea și poate să facă actul acesta. Dacă nu, nu-l putem obliga, nu-l putem forța, nu-l putem decât înțelege. Și s-ar putea ca pentru unii care au trăit asemenea teribile traume, să vină târziu sau niciodată sentimentul acela iertel, să iasă din acel blocaj. Pentru că la nivel interior, dacă se produce un abuz fizic și psihologic, da, rupe ceva din tine. Ia ceva din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. A umblat în zona cea mai sensibilă a ființei tale. Și nu este un lucru la îndemână să spui, da, am iertat. Nu. Da, deci în niciun caz nu ar trebui să judecăm oamenii care nu reușesc să ierte. Este o recomandare, firește, să iertăm, da. Să încercăm să ne împăcăm cu noi, în primul rând, dar trebuie răbdare și înțelegere. Deci ar putea să te duci la călău, la abuzator și să spun, da ce, și tu m-ai provocat. Și atunci, ce avem aici? Ce se activează din nou? Te-ai dus cu speranța, ai crezut că te-ai mai umilit odată, în speranța că așa îmi cere divinitatea sau religia și el vine și mă trăznește din nou cu barosul în moalele capului și m-a terminat pentru toată viața. Da. Poate fi iertarea exersată? Putem face exerciții de iertare mai mărunte, de exemplu, ca să ajungem să iertăm ceva mult mai mare? Este ca un mușchi, oare, iertarea? Da, am putea spune, dar să o simți. Dacă nu simți, doar din formalism, doar din bun simț, doar pentru că așa îmi cere Dumnezeu, doar pentru că așa îmi cer părinții, doar pentru că așa îmi cere societatea, dar eu nu o simt. Să avem curajul să fim în contact cu noi, să spun, nu simt lucrul acesta și nu-l fac. Pentru că altfel mă depreciez eu. Nu, când o să-l simt, o să-l simt. Dacă nu-l simt, să mă întreb de ce nu simt să fac actul acesta al iertării. Mi-amintesc odată, pe când eram într-un mediu neoprotestant, se obișnuia să se ia împărtășania și după aceea, sau înainte, actul spălării picioarelor în semn de umilință. Și m-am pomenit cu cineva pe care nu-l văzusem luni de zile, vine la mine și cere iertare. Zic, dar pentru ce să te ierți, soră? Zic, n-am pentru, nu te iert. Zic, nu te mira, nu te grăbi să mă judeci. N-am pentru ce? A, că te împinge cina? Vezi că există o cutumă socială deja, vezi că există un reflex. Tu nu-l simți, dar practic așa, rutinier. Iată ce înseamnă să faci un lucru dintr-un reflex. De formă. De formă, da. Zic, nu ne-am văzut luni de zile, te știu doar după nume. Pentru ce? Dacă n-ai cu cine să faci actul acesta? Nu. Fii realistă, simte religia, simte credința, simte altul iertării. Nu. Că până la urmă, de ce a fost instituit
acest ritual bisericesc. Dar l-am divagat, i-am dat o altă conotație. Du-te la cel cu care ai o problemă, cu care ești neîmpăcat. Ți-e greu să te duci, atunci nu-l mai fă. Deci nu te duci spre cel care nu-l simpatizezi sau ți este antipatic să faci lucrul acesta. Și de altfel zic eu, ce să faci, frecul am picior de lemn? Da, deci iertarea presupune, iată, autenticitate. Da. Nu trebuie să fie doar așa un exercițiu de politețe. Atunci, ce părere ai despre situațiile în care părinții își pun copiii să-și ceară iertare, dar este clar și din expresiile faciale ale copiilor că aceștia nu... Hai, dragă, te du-te și iartă. De ce îl împinge de asta? Și nu vrea. Nu. Aici este una dintre marele greșeli în formarea și în educarea copiilor noștri, da? Trebuie să-l ajut să înțeleagă de ce o face, pentru ce o face. Da? Pentru că altfel, pentru că el oricum decodifică, că e împins de la spate și obligat. Copiii sunt extrem de inteligenți și de deștepți, mai ales funcționează mult până la anumită vârstă inteligența emoțională, prin emoție, dar judecă lucrurile. Și nu-i putem păcăli. Lucrul acesta seamănă cu ceea ce încercam eu să-l învăț pe cel mai mic băiețel al meu, Alexandru. Spuneam, doamnele și domnișoarele, mai întâi. Eram foarte grijuliu înainte să intrăm noi undeva, mă uitam prejur, da. Păi le zic, cum intră doamnele și domnișoarele? În tramvai de asemenea, îl țineam cumva lângă mine sau îl țineam de gulerașc, copilul se năpustește repede, instinctul să urce. Zic, doamnele și domnișoarele. Da, la un moment dat, el se întoarce spre mine din egoismul lui de copil, strigă cu voce tare. Dar de ce nu m-a dat doamnele și domnișoarele? Se părea că îi se face o nedreptate. Și atunci am realizat, stai, că eu nu i-am explicat. Până atunci le făcea formal, până într-o zi când a izbucnit. Da? Și am explicat ce înseamnă lucrul acesta. A înțeles și n-am mai avut o problemă. Nici mai era necesar ca eu să-i atrag atenția, să nu zbughească înainte. Da, deci trebuie să ne învățăm copiii despre iertare, dar să le explicăm. Și la momente de altar seara, făceam, cheam ziua cu rugăciune, alternam, era divers, nu era un ritual la nume. Uneori, dacă aveam dispoziție, poate ne rugam, alteori cântam, alteori, în funcție de stări de moment, mă uitam la starea sufletească. Păi ok, da. Alexandru, dacă avea o stare sau înainte cu câteva minute, nu știu ce, da, lăsam deoparte. Nu-l obligam să participe rutinier că așa trebuie. Să te rogi, așa trebuie să ierți, așa trebuie să dai întâietate. Fără a înțelege rațional și emoțional, de ce trebuie să facă lucrul acesta și care sunt beneficiile atât pentru tine, cât și pentru celălalt. Oamenii care iartă sunt până la urmă slabi sau puternici? Cei care iartă, așa cum trebuie să ierte, sunt oameni puternici, spiritual, moral, intelectual, au o dimensiune a spiritualității bine conturată și structurată. Au o înțelepciune care judecă în alte cheie, în alt registru lucrurile, spune, da, el s-a purtat urât cu mine, a avut o atitudine nedreaptă, pentru că nu el este de vină. Da? În spate sunt alții care i-au pus niște programe în minte pentru care el se comportă așa. Acum îmi vine în minte Richard Wolbrand, da, care a trecut prin ororile sistemului comunist. Și totuși i-a iertat până la capăt. A avut această dimensiune divină să ierte și chiar pe cel care l-a schilodit. Am citit două cărți despre fenomenul Pitești, Demascarea și fenomenul Pitești, plus interviurile cu cei care mai sunt încă în viață. Cei care au trecut prin acele traume, da, de depersonalizare, efectiv, de anularea personalității umane, de degradare întâi de toate, să spui lucruri închipuite și ceea ce n-ai făcut, de mascare interioară, de mascare exterioară, da? Apoi să-l demași pe prietenul tău cel mai bun, da? Și să spui că Fecioara Maria este nu știu cum, că mama ta și cu sora ta și mai departe, da? Să cureți tot putregaiul din interiorul tău, au ajuns să funcționeze normal sau aproape normal după ce i-au iertat, s-au iertat și au înțeles că în spate sunt alte mecanisme malefice care au condus acolo. Da. Și m-am uitat la ei și am văzut o forță morală, o tărie combinată cu o tărie spirituală care i-au ridicat dincolo de bariera aceasta.
recomand lectura cărților lui Richard von Brandt. Mi-am făcut teza de licență chiar despre el. Recomand mai ales dacă zidurile ar putea vorbi. Sunt anumite situații. El în închisoare își spunea anumite poezioare în care își includea toate evenimentele din acea zi, un fel de jurnal poetic. Și încerca să înțeleagă ce se întâmplă cu el. Și e fascinant cum ajungea să ierte anumite lucruri incredibile, dar nu fără o inițială revoltă. Ideea este să rămâi acolo. Era revoltat, nefericit, da? Dar nu era, cum să spun eu, avea o revoltă controlată, să spun așa, da? Nu-i convenea, da? Dar accepta. Dacă ar fi rămas în starea aceea de neiertare închisă, atât ca minte și ca suflet și ca trup, n-ar fi supraviețuit. L-aș putea aș putea să aduc în discuție și pe Petrețuțea, spre exemplu, da? Pe Corneliu Coposu. Am citit biografiile lor, inclusiv interviul cu Petrețuțea. Da? A făcut 17 ani pușcărie pentru un popor de, cum spunea el, de idioți. Da? În sfârșit, cum a rezistat și cum a reușit să rămână același, doar înțelegând mecanismele din spatele celor care sunt în prima linie, care sunt puși să-i schilodească sufletește întâi pe ceilalți. Doar prin acest act care nu este de factură umană, ci este de factură divină, iertarea și iubirea. Noi nu ne naștem cu ele. Nu sunt încapsulate în vreo structură genetică. Deci copilașul nu o să te ierte de la sine, nu o să te iubește de la sine pentru că are un interes. Să sugă laptele mamei, să fie îmbrăcat, să fie hrănit, să îi se cumpere o jucărie, te iubește pentru că are un interes în primul rând. Și apoi trebuie ajutat să înțeleagă ce este iubirea, ce este iertarea, interesul lui, interesul celorlalți. Cum ne pot ajuta iubirea și empatia să iertăm? Au un rol esențial capital atunci când unim iubirea cu iertarea. Acum întreb, oare poți ierta fără să iubești? Poți iubi fără să ierți? Dar dacă le-am aduce împreună așa ca două flori minunate, să iubim și să iertăm. Eu doar așa am putut să trec peste toate traumele și peste toate nefericirile produse de atât de părinți, de cei de la casa de copii și alții care m-au izolat social, m-au marginalizat efectiv prin iertare și prin iubire. Vine și acceptarea și înțelegerea sistemului în care trăiesc. Până la urmă, nu omul în sine. Da? El în spate are, în driverile lui, are niște programe cu care operează. De ce face lucrul acesta? Ce îl determină? Și nu putem, dacă nu simțim empatie, dacă nu suntem empatici, dacă nu avem milă, nu ne putem transpune în situația celuilalt niciodată, să facem schimb de rol. Uite, acum eu te-aș pune în situație, mă facem schimb de rol. Uite, eu îți spun vorbele pe care mi le-ai spus sau încerc să-ți fac ceea ce tu mi-ai făcut. Dacă el nu are empatie, nu va simți niciodată. Și jocul de rol nu are niciun sens. Dacă este lipsit de empatie, de milă. Există sens în spatele suferinței prin care am trecut unii dintre noi? Uneori poate că acest sens ne-ar ajuta să trecem mai ușor. Un singur sens, doar înainte, așa cum arată săgeata, doar înainte. Îți indică drumul unde dorești să ajungi. Și când vezi acel indicator cu sens într-o singură direcție, ce simți? Ah, sunt pe drumul cel bun. Dacă dorim să ajungem acolo unde, să nu mai fim unde nu ne place și să ajungem unde ne dorim, lăsând în urmă greșelile și tristețile trecutului, cum spune Pavel, da? Lăsând în spate tot ceea ce este rău și trist și aruncându-mă spre ce este înainte, trebuie să căutăm să-i dăm suferinței un sens. Până nu-i dăm un sens, până nu încercăm să înțelegem de ce ni s-a întâmplat, rămânem în acel pătrățel. Și aici mă gândesc la Viktor Frankl. El a pus bazele logopediei, el a fost medic, a fost psihiatru care a trecut prin cele patru lagăre naziste, da? De exterminare. Are două faimoase cărți, una dintre ele celebre, editată de nu știu câte ori, Omul în căutarea sensului vieții. În ultimul lagăr, deși ar fi putut să evadeze, dar nu a făcut-o, a putut să vadă degradarea umană până la cea mai de jos treaptă, până la canibalism s-a ajuns.
înainte ca trupele liberatoare să elibereze lagărul. Și el spune clar, alegi să rămâi om sau neom. Nu neapărat contextul care acționează asupra ta atât de termen. Tu alegi. Da, este o decizie întotdeauna. Deci chiar și în acele situații se pare că tot avem liberul arbitru. Da. Și cu toate acestea e important și să ne dorim să continuăm, la fel cum ne-ai spus tu în ediția trecută despre trauma ta și de dorința ta de a merge mai departe. Îmi amintesc și eu din cartea lui un exemplu. La un moment dat erau triați oamenii care păreau mai slabi și dintre artificiile, acum avem machiaj, avem vestimentație. Cred că intuiesc, da, mă abțin. Da, căutau anumite cioburi, anumite obiecte pentru a se bărbieri. Cineva cu experiență le-a spus, există o regulă, voi nu o știți, de-aia vă spun, zice, vă vor alinia și trebuie să par roșu, în obraz, sănătos, viguros. Te duce la muncă, asta înseamnă supraviețuire, altfel, la gazare. Atunci, cum spui, la un cioc de sticlă, tot ce găsească, să se înroșească, să se schimonosească un pic, să tai acolo pentru câteva secunde, să-ți încorci trupul și privirea, să fii viguros. Asta făcea diferență între moarte în dimineața aceea și viața. Da. Și cum ești, cum treci peste asemenea grozăvii care s-au petrecut în minte, în trup și în suflet, toate se înrăgăștești schiludite. Doar prin cele două dimensiuni extrapersonal, iertare și iubire, care aduce implicit acceptare. Nu cred că se poate face terapie sau nu cred că se poate continua orice formă de terapie ar fi ea, da? Fără a înțelege aceste dimensiuni extrapersonale, extraumane. Să iertăm, să iubim, să ne iubim, să ne iertăm pe noi înșine. Întâi de aici pleacă, din interiorul nostru. Dacă eu nu sunt iertare, eu nu pot să iert. Dacă eu nu sunt iubire, nu pot oferi iubire. N-am ce să doresc celuilalt ceea ce eu nu dețin. Mai întâi trebuie gospodărit, hrănit interiorul nostru ca apoi să nu mai departe. Iar cei care, repet, au fost peste putința lor trauma și nu pot, în alte motive, trebuie doar înțeles și acceptați. Nu obligați, siliți la aia. Pentru că mai există un ultim apel. Grația divină îi iartă atât pe cei care nu pot ierta Dumnezeu și pe cei care nu au fost iertați Dumnezeu. Rămâne în sarcina și în atribuția lui Dumnezeu, ceea ce este peste puterea noastră omenească. Mă gândesc că ne poate ajuta uneori să ne gândim că nu este neapărat vina abuzatorului nostru și atunci să, prin această iertare și empatie, să trecem cumva dincolo de el. Poate este o predeterminare care a venit spre noi. Poate este o lipsă de conștiență a acelei persoane. Poate nu știe sau nu a avut de ales și a acționat nepotrivit față de noi. Am citit cazuri, experiențe, povești reale de viață în care, într-adevăr, călăul a fost iertat de victimă, iar inima călăului a fost sensibilizată și a revenit la sentimente umane. Chiar s-a convertit, chiar a avut o viață socială activă și fructuoasă. Dar au fost și situații în care victima s-a îndreptat spre călău, împins, determinat de niște considerațiuni religioase, da? Poate, să zic așa, culturale, și călăul i-a întors spatele și trauma a fost cumplită. Nu știm, nu ne garantează nimeni. Există un risc, da? Riscul cel mai mare în viață este riscul de a nu risca nimic. Da. Deci, până la urmă, ce legătură ar fi între iertare și traumă? Este necesară întotdeauna iertarea? După ce am înțeles trauma, ori singur, ori cu ajutorul altcuiva, fie el, acel cineva poate fi un terapeut, pastor, duhovnic, etc., în acest proces al vindecării, da, de o anumită traumă, își are rolul și scopul bine de definit, iertarea. Da. Putem merge într-un cabinet de terapie sau într-un cabinet pastoral și spunem, uite, nu am o traumă, nu pot să-l iert pe cel care mi-a făcut lucrul acesta, da? Dar tu te duci să te vindeci, tu te ajute. Dar n-ai intrat în procesul iertării.
te duci la benzinărie și în loc de motorină pui, dar e combustibil ce are, pune în loc de motorină punem benzină în rezervă, dar trebuie să meargă. Bine, vezi tu. Nu, nu, da, suntem la benzinărie, e tot combustibil. Hai să vedem. Da, și totuși, care este diferența dintre iertare și toleranță? Pentru că uneori ne gândim că a ierta înseamnă a fi de acord până la urmă. Da, ai mai lovit, foarte bine ai făcut. Sunt unul și același lucru? Din punctul meu de vedere, nu. A fi tolerant, dar să înțelegi ce înseamnă toleranța, în interesul cui, a fi tolerant nu înseamnă să fii și lipsit de minte, să fii, cum să spune, să zic eu, slab. Să nu ai personalitate. Să înțelegi că acea toleranță duce spre un mai bine, spre o armonie, spre o liniște. Și celălalt vede lucrul acesta, da, sau ceilalți, și se pliază, realizează, apreciază. Dar când ai o toleranță din asta prost înțeleasă, când tu te simți inferior, când ai complexe de inferioritate, n-ai o stimă de sine bună, dar tu ești tolerant, nu, nu e, acolo nu este nici bunătate. Nu vorbim de... Da? Te lași călcat în picioare, da, cum ar da, fi. Da, spune, da, să fie bine. Nu, nu. Ești, cum îi spune, mototol. Termen popular. Da. Toleranța este bună, dar și ea până la un punct. Să aibă efecte asupra celui căruia tu alegi să-i tolerezi anumite lucruri. Dar dacă efectul scontat nu apare, nu mai ai niciun drept să fii tolerant. Pentru că nu se îndreaptă, nu se vindecă. Ne poți împărtăși un exemplu din viața personală în care ți-a fost dificil să ierți sau un exemplu care îți vine în minte? Nu dificil, imposibil, imposibil. După 17 ani de expresii, du-te să nu te văd, piei din ochii mei, mor și nu mai scap de tine, de voi, of, luava, unul dintre părinții mei, zi de zi, ori expresie, ori cealaltă, ori alta. Apoi abandonul, casa de copii, n-am mai știut mai nimic de ei. După care am ajuns în Timișoara. Apoi s-a produs accidentul. După 17 ani, vine unul dintre părinți la spital. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru că eu mă gândeam, ok, bun, m-ai abandonat la casa de copii. Am înțeles disputele între voi, că am asistat acolo, da, zi de zi, la cele abuzuri și amenințări. Dar de ce nu ne vizitați, dragi părinți? Ce aveți cu noi acum? De ce nu ne duci în vacanță? De ce nu ne iei? Să ne, nu ne aduci și nu ne duci în timpul când începe și când se termine vacanța. E, deja mintea mea s-a încurcat și n-am putut să judece. Înseamnă că aveți și o problemă cu noi. Da, stăteam în calea fericirii. După 17 ani, revin, brațele acelui părinte s-au deschis. Eu eram în perfuzie, în spital și costelușul meu. În momentul acela, afecțiunea mea inversă a început și am strigat cu voce tare. Cu cât îndrăznea să mă cuprindă mai mult, cu atât țipam, că nu stăteam doar cu fața. Ia mâna de pe mine, nu pune mâna, nu mă atinge. Stăteam cu mâna în perfuză, nu pune mâna, nu pune mâna. Bine, 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 s-a așezat pe patul. Ai recunoscut părintele după atâția ani? Sigur că îl recunoșteam, dar pentru cei care nu înțeleg, și aș fi vrut și n-aș fi vrut, era un amalgam de sentimente ciudate acolo, adică brusc să faci o semnaterapie, fără afecțiunea inversă, da, brusc s-a produs. Ia mâna, nu mă atinge, țipam. Atât mi-a rămas la. Cred că dacă aveam brațul stâng și împingeam, nu în semn de agresiune. Da. Deci, cei care nu înțeleg, îi rog să nu comenteze. Ceea ce nu înțelegi, ceea ce n-ai trăit, ceea ce n-ai gustat, dacă nu știi ce miros are un parfum sau o floare, pentru ce comentezi? Dacă n-ai citit o carte, de ce simți nevoia să dai cu presupusul? Asta este una dintre marile noastre greșeli, că le știi pe toate, dar nu știi nimic. Și ajungi repede să-l judeci și să-l etichetezi pe celălalt prin prisma unor religii pe care le ai tu în cap. Nu! Știu ce spun, știu ce am trăit la nivel emoțional. Și mi-a venit extrem de greu. Sigur, după aceea iertarea a avut loc, dar încă după vreo 2 anișori. Dar pe moment, nu. N-am putut. Cum ai reușit până la urmă? Printr-un efort personal combinat cu un efort divin, sacru. Mi-am dat seama că singur eu nu sunt în stare să-mi iert părinții, să-l iert pe cel care a condus tramvaiul în duminica aceea și când s-a întâmplat accidentul și nu a fost atent, să iert pe cei de la casa de copii, care s-au comportat foarte abuziv cu copii, pentru că și la rândul lor și ei au fost abuzați de mici
după ce ajung la o anumită vârstă, se întorc împotriva celorlalți mai mici și vulnerabili decât ei. Da. Fără această juncțiune, fără această combinație între iubire, iertare și partea sacră, partea divină, nu aș fi putut să trăiesc, nu aș fi avut cum. Adică e un efort de zbucium, de zbatere, dar mai trebuie o picătură de ceva, de undeva, care să ne ajute să sărim hopul, bariera. A meritat iertarea? Ai face-o din nou? Pe unii oameni nu-i poți ierta și nu-i poți iubi niciodată. Pentru că natura lor, felul lor de a fi, nu-ți oferă nicio șansă. Nu-ți rămâne decât să-i respecti și să pui bariere. Numai Dumnezeu îi poate iubi și ierta, cum știe El mai bine. Unii nu înțeleg actul generozității, al bunătății, al iertării, al iubirii tale. Deci tu n-ai contribuit cu nimic, dar totuși îl oferi și te calc după aceea în picioare. Nu-și asumă absolut nimic. Și atunci sensibilitatea mea de om, stima și respectul meu, până unde să-l lasă să se fărâmițeze? N-am nicio vină că tu ai ales, la un moment dat, să rămâi schilodit, sufletește, emoțional, afectiv. Și chiar dacă ai 60 de ani, 70 de ani de viață, te comporți cu copiii, cu nepoți și cu ceilalți la fel. Și produci numai nenorociri în jurul tău. Da. Ne aflăm la finalul acestei ediții. Gata? Da. Timpul zboară atunci când împărtășim lucruri importante pentru noi. Îți mulțumesc pentru că ai ales să fii în această seară alături de noi. Și îți mulțumim pentru toate gândurile, pentru ideile prețioase. Unele probabil vor fi mai dificil de digerat, dar vom încerca să mergem mai departe și să ne vindecăm. Sigur, nu contează, sunt mai dificil de digerat, pentru că în spate, da, sunt acele credințe, convingeri pe care ne-am format de mic și nu corespund când trec prin acel filtru. Dar dacă stăm un pic să analizăm, fără să avem emoția aceea judecării, ce a vrut să spună, da? El a trecut pe aici, eu n-am trecut, da? Atunci s-ar putea să privim și dintr-un alt unghi de vedere pe celălalt. Nu doar prin prisma setului nostru de valori. Dar aș încheia cu frumoasele cuvinte a lui Pavel. Fraților, unde am ajuns de aceeași părere să umblăm, acolo unde am ajuns de aceeași părere să umblăm, în rest, Dumnezeu să ne lumineze. Iată că sunt aspecte în viața noastră pe care nu le putem depăși singuri și spune în rest, Dumnezeu să ne lumineze. Avem nevoie de un lucru extra personal ca să ne lumineze, să ne ajute să putem merge mai departe. Timpul nostru s-a încheiat. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru că ați rămas cu noi până la finalul acestei emisiuni. Sunt Carina Mundroc și până data viitoare vă doresc numai bine și multă, multă, multă putere să iertați. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.